Un medic chirurg din Craiova este acuzat de malpraxis. Pacienta în vârstă de 48 de ani din comuna Celaru a fost operată în anul 2015 de fibrom, iar la 3 zile de la intervenția chirurgicală susține că au apărut complicații. Femeia a povestit că timp de 3 luni a încercat să afle ce s-a întâmplat în sala de operație, însă medicul care a tratat-o în continuare s-a comportat cu indiferență. Sanda Bărbuceanu a descoperit în anul 2015 că are fibrom și a decis să fie operată de medicul chirurg Cătălin Vicențiu Călin de la Spitalul Militar din Craiova. Femeia povestește că după 3 zile de la intervenția chirurgicală a fost externată, iar de atunci viața ei s-a transformat într-un calvar. Timp de 3 luni de zile aceeași poveste. S-a întâmplat, mergeam, mă simțeam rău, mergeam. Și vă duceați la medic? Mă duceam la medic care m-a operat să-mi spună. Spunea că e perioada recuperatorie și ăștia sunt simptomele. Nu mai puteam, eram toată complet, numai răni pe mine, pentru că sunt 3 luni de zile care pierd într-una urina și să depind să stai cu pampers și să mergi și să nu spună ce ți-a făcut. După 3 luni de chin, femeia susține că a mers și s-a operat din nou la un alt medic și astfel a reușit să scape de infecție. Acum vrea ca medicul care a operat-o prima dată să plătească. Aceasta susține însă că nu a greșit absolut nimic și că nu are ce să-și reproșeze. Am internat-o și am operat-o. La 2 săptămâni după ce s-a operat, dacă nu și mai mult, a venit să-mi spună că pierde urină prin vagin. Și i-am spus să pună o sondă să vedem. Eu m-am uitat și n-am văzut niciun fel de leziune. Dolgeanca a depus plângere la poliție și la Colegiul Medicilor. Poliții și Serviciul de Investigații Criminale efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de culpă medicală. În acest moment se așteaptă rezultatul raportului de expertiză medico-legală, urmând ca la finalizarea anchetei să dispună soluții legale în consecință. Femeia vrea ca vinovații să plătească.